fustiță croșetată pentru fetiță de 2 anișori. Punem pe Andreea. Normal. O sută de ochiuri. Da? Andreaua e de 2,5. Fustița e din bumbac, un fir subțire care e pus în 3. Mai ales pentru primăvară, pentru vară, din bumbac croșetăm și pentru adulți și pentru copii, mai ales pentru copii. Da? Bumbacul este recomandat pentru zilele călduroase. Deci am pus pe Andreea și lucrăm un rând cu firul în spate. Deci lucrăm un rând de la un capăt la altul cu firul în spate. Trecem de la Andreea la croșetă. Luăm câte un ochi, îl lucrăm. Și apoi cele două. Și lucrăm așa până la capăt, până scăpăm de Andreea. Deci așa are elasticitate, se întinde. Dacă facem șnur, da? Cum se începe clasic cu croșeta, ține șnurul. Da? Nu se întinde. Așa cu Andreaua, pentru lucrușoare de îmbrăcat, eu așa folosesc andrelele, pun pe andrele și apoi trec la croșetă. Pentru fuste, rochițe, pulovere, vestuțe. Mai ales când se bagă pe cap, da, dar nu sunt destiate, e foarte practic cu pus pe Andreea și apoi să trecem la croșetă. Și lucrăm așa până la capăt, până scăpăm de Andreea. Am terminat rândul, da, până la capăt. Avem grijă să nu prindem, să nu răsucim, dar îl punem drept așa și apoi ne legăm aici. Deci tragem o dată pe aici și așa. Facem picioruș de două, dăm peste croșetă și facem două piciorușe duble. Lans de două, dau peste croșetă, las un ochi, vin la al doilea, fac două piciorușe, unul lângă celălalt, lans de două, da? Facem așa până terminăm tot rândul. Două piciorușe, lans de două, dau peste croșetă, las un ochi, da? Vin la al doilea, picioruș dublu, picioruș dublu și lans de două.
Începem să punem modelul. Deci facem două piciorușe unul lângă celălalt, da? Lanț de două, dăm peste croșetă și pe lanțul ăsta facem două piciorușe. Da? Două piciorușe unul lângă altul. Facem un ochi, dăm peste croșetă și le două piciorușe le facem între cele două. Da? Deci aici vine mijlocul frunzei și cele două din margine delimitează frunza. Facem un ochi și alte două piciorușe. Lanț de două. Da? Deci am făcut? Am început o frunză. Aici facem rândurile care delimitează frunzele. Da? Două piciorușe. Lanț de două. Dăm peste croșetă. Două pe lanț. Da? Un ochi. Dăm peste croșetă. Și facem două piciorușe între cele două aici. Unul lângă celălalt. Un ochi. Două piciorușe. Și facem așa până la capăt. Lanț de două. Două piciorușe normale, unul lângă celălalt. Lanț de două. Două piciorușe pe lanț. Un ochi. Dăm peste croșetă, două piciorușe, unul lângă celălalt, da? Deci aici, în mijlocul frunzei, un ochi și lanț de două, două piciorușe pe lanț. Și facem așa până la capăt, da? Deci, de aici de la început, aici delimitează frunza. Aici e mijlocul frunzei. Da? Două piciorușe pe lanț. Deci aici începe frunza. Două piciorușe care delimitează frunza. Aici începe frunza. Da? Două care delimitează frunza. Și tot așa. Da, aici am început frunza, aici fac două piciorușe normale. Da? Aici le-am făcut între cele două. Lanț de două. Deci aici, pe margini, facem lanț de două. Aici, în interiorul frunzei, facem lanț de unu. Lanț de două pe lănțic, un ochi, dăm peste croșetă și facem aici, în mijloc, între cele două piciorușe, alte două, da? În același loc. Pe margini facem în capul celor două. Aici le facem strânse, ca să ne fie ușor să ne dăm seama unde e frunza și unde e interiorul și unde e exteriorul. Da? Și facem așa până la capăt. Începem următorul rând. Deci am făcut două piciorușe, unul în capul celuilalt, da? Lanț de două. Și acum trebuie să mărim frunza. La fiecare rând adăugăm câte un picioruș. Da? Am făcut un picioruș pe lanț. Și două în capul celor două piciorușe. Da? 3. Deci aici am 2 piciorușe, acum 3, la următorul 4. Deci facem așa până avem 6 piciorușe. Lanț de 1, 2 piciorușe în mijlocul frunzei aici, unul lângă celălalt. Lanț de 1 și 3 piciorușe. 2
la cele două piciorușe și unul pe lanț. Da? Deci aici, în mijlocul frunzei, mărim frunza spre exterior, da? Mijlocul rămâne același. Lanț de 1, lanț de 1, cele două piciorușe din același loc, da? Lanț de 2, ochiuri, dăm peste croșetă și facem două piciorușe. Da? Și tot așa, lanț de 2, deci în exteriorul frunzei facem lanț de 2, în interior lanț de 1. Dăm peste croșetă, facem un picioruș pe lanț, două piciorușe în capul celor două, lanț de 1, cele două piciorușe din același loc în mijlocul frunzei, lanț de 1, da? Trei piciorușe, trei, al treilea pe lanț, lanț de două, două piciorușe și tot așa. Deci aici începem să facem frunzuliță. Am făcut jumătate din frunză, da, am crescut pe aici. Aici în mijlocul frunzei, da? Începem rândul următor. Facem lanț de două, dăm peste croșetă, și nu mai creștem pe lanț, da? Facem în dreptul piciorușului. Deci am 6 piciorușe, acum trebuie să am 5. Două, trei, patru, cinci. Deci acum începem să scadem prin interiorul frunzei, da? Facem lanț de 1, dăm peste croșetă, facem două piciorușe. Lanț de 1 și facem interiorul frunzei aici, mijlocul frunzei. Practic acum începem să punem o altă, da, frunzuliță. Lanț de 1, două piciorușe pe lanț, lanț de 1, dau peste croșetă, las un picioruș, da, cum am lăsat aici, las primul picioruș și încep din al doilea. Și fac 5 piciorușe. Lanț de 2, aici e exteriorul, da? Două piciorușe, unul în capul celuilalt. Da? Practic am început să punem o altă frunză de aici. Lanț de 2, dăm peste croșetă și începem din... Deci nu mai facem pe lanț. De aici. Da? Acum aici trebuie să mergem drept, exact cum am mers aici. Două. Trei. 4, 5, lanț de 1, dăm peste croșetă, deci aici e interiorul frunzei, da? Două piciorușe, lanț de 1, două piciorușe în același loc,
lanț de 1, 2 piciorușe pe lanț, lanț de 1, da? Lăsăm 1 și venim la al doilea pic. Două, trei, patru, cinci. Da? Și facem așa tot rândul. Am terminat rândul. Acum aici merg drept, da? Spre exterior. Aici încep să scad, deja am 6, 5, la rândul următor am 4, 3, 2, 1 și aici cresc, încep o altă frunză din mijloc. Da? 1, 2, deci încep un alt rând, dau peste croșetă, am 5 piciorușe, 2, 4, 5, acum fac 4, da? Pornind din capul primului picioruș. Două, trei, patru, da? Lanț de 1, dau peste croșetă. Acum aici am 2 piciorușe, fac 3 piciorușe. Unul pe lanț și 2 la cele 2 piciorușe. 3, da? Lanț de 1. Dau peste croșetă, 2 piciorușe în același loc. 1, 2 piciorușe, plus al treilea pe lanț. 1, da? Dau peste croșetă și nu încep. De aici, de la primul picioruș, mă dau cu un picioruș mai încolo și fac 4 piciorușe. Trei, patru. Lanț de 2, da? 2 piciorușe. Unu, două. Deci aici am frunza începută exact cum am început aici, da? Frunza de sus. Aici se scad și aici creștem. Când ajungem la al șaselea picioruș, punem o altă frunzuliță din mijloc. Da? Și tot așa. Am făcut aproape jumătate din a doua frunză, dar am ajuns aici. Da? Acum trec la rândul următor. Aici 2 piciorușe. Două piciorușe. La următorul rând am un picioruș. Da? Aici un picioruș, aici 6, aici acum 2, aici 5. Un ochi. La frunza din mijloc 5 piciorușe. Lanț de 1, ochiurile din mijloc, amândouă în același loc, da? Lanț de 1, 5 piciorușe, cinci,
Lanț de 1, 2, 2 și piciorușele din margine. Da? Unul în capul celălalt. 1, 2. Când am ajuns aici la 5, să începem să scadem, da? Punem următoarea frunză. Și tot așa până facem lungimea fustiței. Deci, mergem drept aici și creștem aici. Apoi mergem drept aici și scadem aici. Am terminat frunza, da? Deci, în momentul în care aici am 6 piciorușe, aici am 1. Deci am făcut aici marginea, 2 piciorușe, unul în capul celuilalt, da? Fac lanț de 2, dau peste croșetă și vin aici. Fac 5 piciorușe, da? Da? Și deja sunt aici. Încep, aici merg drept, încep să scad la frunză și pun altă frunză de aici. Fac un picior, un ochi, 2 piciorușe pe lanț, lanț de 1, și 2 piciorușe în același loc. Lanț de 1, 2 piciorușe pe lanț. Lanț de 1, dau peste croșetă, las un picioruș, încep de la al doilea și fac 5 piciorușe. Deci încep să scad la frunză aici și încep alta de aici. Și fac câte frunze fac îmi trebuie la lungime. Da? Aici s-a terminat frunza și acum ar trebui să încep o altă frunză. Da? Aici. Dar nu vreau să mai încep. Deci mă apropii de sfârșitul fustiței. Am făcut cele 5 piciorușe, da? Deci acum aici merg drept și aici scad. Deci aici merg drept și aici scad. Merg drept, aici scad. Da? Am făcut lanț de 1, dau peste croșetă, fac un picioruș, lanț de 1 și fac mijlocul. Lanț de 1, dau peste croșetă, lanț de 1, da? Las un picioruș și vin la al doilea. Și tot așa la fiecare rând, da? Am 2 pătrățele aici, aici mai scad un picioruș, vin cu un alt pătrățel. Deci aici am 2, la rândul următor am 3, la rândul următor 4 până termin frunza. Am terminat, da. Așa se termină frunzulița. Și acum să-i facem terminarea, da? Facem un rând cu alb. Lăsăm
aici. Pătrățel și venim la al doilea. Deci trei piciorușe, lanț de trei și alte trei piciorușe duble. Tot din cu bumbac. Lăsăm, da, un pătrat. Și venim la al doilea. Dăm peste croșetă, lăsăm unul, venim la al doilea. Și facem așa până la... trei piciorușe, lanț de trei. Și alte trei piciorușe. Da, lăsăm unul și venim la al doilea. Lăsăm unul, venim la al doilea. Da, și facem pe toată lungimea fustiței floricelele.